51 de bilete de odihnă vor ajunge la sindicaliștii mehedințeni. Legea prevede că numai salariații instituțiilor care nu au avut datorii la bugetul consolidat al statului să primească aceste bilete. Ele vor fi eliberate în format electronic și repartizate în funcție de numărul de membri al fiecărui sindicat. În acest an 2011, prin hotărârea Guvernului 83, în perioada iulie-august-septembrie, se vor valorifica și bilete de odihnă. Biletele de odihnă sunt de 6 zile. Acestea sunt pentru persoanele care sunt din instituțiile publice, dar 83% din aceste bilete merg pentru membrii de sindicat. În ciuda faptului că sunt puține la număr, ele sunt binevenite, mai ales că anul trecut guvernul oprise alocarea lor. La sindicatul Cartel Alfa Mehedinți, 8 bilete vor fi împărțite la 2000 de membri. Sunt puține în comparație cu numărul nostru de membri, însă încercăm să mulțumim și să dăm la sindicatele din bază, ei își hotărăsc la cine dau la care membri, noi împărțim pe sindicate confederația. Deci chemăm liderii de sindicat, le punem biletele la dispoziție și ei decid cui le dau. Începând cu data de 7 și 8 sunt biletele, vă dați seama că este puțin timp, nu știm câți membri vor dori, o să le prezentăm ofertele și în urma solicitărilor dumnealor o să facem și noi demersurile necesare pentru a primi biletele. Sunt 53 de bilete pe tot județul. Pentru BNS au fost repartizate 7. Urmează ca la următoarele serii să fie o organizare mai bună și să putem să prezentăm membrilor de sindicat oferta exactă. Un bilet costă în jur de 400 de lei, iar bugetarii cu un salariu de peste 2000 de lei îl plătesc integral. Cei care obțin de la stat sub această sumă pot achita doar jumătate din valoarea biletului.